Duelurile Rapid FCSB nu se poartă doar în teren. Lucru bine știut deja de iubitorii fotbalului românesc. Marți seară, Dan Șucu nu s-a mai putut stăpâni și a lansat un atac incredibil la adresa roșalbaștrilor și a patronului clubului. Acționarul majoritar din Giulești consideră că milionarul din Pipera a fost implicat în mai multe aranjamente pe parcursul acestui sezon, numind meciurile cu pricina. Recent, conducerea Rapidului și-a exprimat părerea cu privire la faptul că Marius Ștefănescu nu a evoluat contra celor de la FCSB, prin vocea lui Victor Angelescu, celălalt acționar al clubului. Dan Șucu a clarificat situația și în ceea ce privește spusele lui Victor Angelescu, menționând faptul că vorbele lui au fost percepute greșit. Acuzațiile lui Șucu s-au îndreptat către Marius Ștefănescu, fotbalistul covăsnenilor. Acolo s-a perceput ca o acuză a lui Victor către domnul Deoseghi. Nu e adevărat, nu asta a vrut să spună. Noi am spus că Marius Ștefănescu nu a dorit să participe la meciul respectiv. Așa am considerat. Și al treilea meci la rând împotriva FCSB când nu joacă. A dat gol în minutul 90+2 cu Petrolul. A aflat că va juca următorul meci cu FCSB. În minutul 90+4 a luat galben. În minutul 90+5 s-a terminat meciul. Da, e de o gravitate extremă. Hai să o luăm altfel. Nu cred că e problema lui Sepsi. Nici nu cred că Deoseghi e victimă colaterală. Până acum a fost părerea unanimă că este murdar campionatul, că arbitrii decid tot. Pentru un consumator nu avea sens să se uite la TV. Acum liga începe să își recâștige puterea. Meciul Rapid FCSB a adus o audiență comparabilă cu meciul naționalei. De mult nu s-a mai întâmplat așa ceva, a declarat Dan Șucu potrivit digisport.ro. Dan Șucu a continuat vorbind și despre rivalul din tabăra roșalbaștrilor. Patronul a discutat despre Gigi Becali, lansând atacuri incredibile la adresa sa. Conducătorul Rapidului a pus accentul pe tacticile pe care le folosește patronul roșalbaștrilor, menite să dezechilibreze competiția. Blaturile pe care Șucu le-ar fi indicat s-ar fi petrecut la duelurile celor de la FCSB împotriva formațiilor Poli Iași, FC Hermannstadt și Sepsi Sfântul Gheorghe. Toate lucrurile merg către o însănătoșire, dar ăsta poate să fie reversat, dacă nu suntem atenți. Dacă ne întoarcem la ce am avut, am mai pierdut o ocazie. Eu cred că FCSB a hotărât că nu se mai pot face înțelegeri cu patronul, dar mă duc și ating cel mai bun jucător de la adversar. E foarte simplu. În timpul campionatului nu există discuții cu transferuri. Transferurile se fac în perioada de transferuri. Înainte de meciul cu Sibiu îl cumpăram pe Al Hassan. Nu a jucat cu FCSB. Următorul adversar iar transfer, Luis Felipe. Iar nu a jucat, a fost bolnav. Despre ce vorbim? Dacă nu aplicăm regulamentul, mergem de unde am plecat. Am dreptul să mă gândesc că la fel a făcut și cu Ștefănescu. Nu e Liga Becali, e Liga României de Fotbal, a afirmat Dan Șucu în încheiere conform sursei menționate anterior.